Și după ce am reușit ca să cresc în rank, ne-a dat acest star drop special de rank it, brother. Este noul star drop de pe joc. Și haideți să vedem cine va pica din el. Chiar sunt foarte curios. Avem 170 de blinguri. Bun, ne mai dă încă unul la rând. Wow, avem skin-ul nou! Bine, mă, Lucky Chester gratis din noul star drop rank. Pune codul Madeline pe shop pentru 10 ani de noroc. Noul update de pe Brawl Stars este chiar aici, iar astăzi o să vă prezint tot ce va conține el, bineînțeles pe lângă faptul că o să vin zilele următoare în care o să vă arăt și brawlerii noi și ce vor face aceia. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, un episod foarte fericit și foarte bucuros, dar probabil și destul de lung, în care vă voi prezenta noul update de pe Brawl Stars. Ce vă pot spune eu, așa la prima vedere, pentru că am făcut 50.000 pe această variantă, este faptul că Trophy Road-ul a fost crescut în trofee. Deci în momentul de față limita nu mai este la 50.000, este la o alt număr de trofee, ca să spunem așa. Și o să vedeți puțin mai târziu, pentru că prima dată vom trece la prezentarea skinurilor. Și nu uitați totuși că avem și 6 skinuri de dat pe Edgar, o să vi le arăt imediat pentru voi. Și bineînțeles o să vă arăt și cât vor costa acelea. Dar înainte de a începe, regula este în felul următor: să apăsați butonul de like în momentul acesta, vă rog din suflet dacă se poate să facem 9999 de like-uri, pentru că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp 10.000 de like-uri, uite așa, dintr-o dată. Cred că pe anul 2023 nu știu dacă am reușit vreun episod măcar să aibă 10.000 de like-uri, așa că vă rog din suflet, pe ultimul live am reușit ca să facem 14.000, ceea ce este un record absolut și vă mulțumesc și mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc tuturor celor care apăsați butonul de like. Nu uitați să vă abonați, pentru că asta este foarte important dacă vreți să câștigați ori Brawl Pass Plus gratis, ori unul dintre skin-urile pe Edgar gratis, să aveți codul Madeline pe shop, pentru că voi verifica lucrul acesta, nu uitați că el expiră o dată la săptămână, deci asigurați-vă că aveți codul Madeline pe shop și follow pe Instagram la madeline.adrian23, pentru că acolo o să contactez câștigătorul. Toată am mai prezentat și în episoadele trecute cum puteți voi ca să cumpărați cu PaySafe Card pe jocul acesta. Tot ce trebuie să faceți este să schimbați țara, în mare parte în Germania, dacă schimbați de pe Magazin Play sau de pe iOS, o să puteți să cumpărați cu PaySafe Card și va apare acolo opțiunea. Ce vă spun eu în momentul acesta și nu prelungesc foarte mult, încercați pe cât se poate de mult să cumpărați ofertele și Brawl Pass-ul de pe joc, încercați să nu-l cumpărați de pe site-uri fantomă sau alte site-uri neoficiale Brawl Stars, pentru că este posibil să primiți refund. Iar dacă tu, personal sau altcineva, îți va da refund la acest Brawl Pass, dacă tu îl vei cumpăra, vei primi 5.000 de gemuri pe minus. Adică vei lua minus 5.000 de gemuri de pe cont. Exact cum i-a arătat abonatul pe care îl vedeți chiar acum pe ecran, practic a primit refund. I-au fost luate din cauza că a primit refund de la acest Brawl Pass. Deci asigurați-vă totuși că măcar Brawl Pass-ul îl cumpărați de pe joc, pentru că gemurile, dacă primești refund, să zicem că iei 170 de gemuri, primești 170 de gemuri pe minus. Ei bine, la Brawl Pass, dacă ai dat tu refund sau primești refund, atunci vei lua minus 5.000 de gemuri și practic poți să ții cam adio de la cont, pentru că ar însemna vreo 12.500.000, adică 1.250 de lei să aduci contul din OP Plus. Deci eu zic să nu vă riscați, nu știu. Încercați să găsiți diferite tutoriale cum puteți să băgați și voi PaySafe din România pe altă țară și este foarte simplu, dar schimbați doar țara în Germania acolo la Play Store, de la setări și asta este tot. Probabil că deja ați observat ceva schimbări pe joc, nu foarte mari, dar avem acest background și da, avem chiar și un background, o să vă arăt imediat când vine vorba de skin-uri, cu Baby Shark, cu melodia aceea, dar cred că mai mult ca sigur îți iei copyright de la ea și nu poți ca să o pui pe YouTube. Deci avem melodia aia de copii cu Baby Shark, Baby Shark, în fine, nu le am eu cu cântatul. Dar partea cea mai fain este că avem rank-ul aici. O să trecem puțin rapid așa ca să vă arăt recompensele. După cum observați, la bronz avem acest star drop, star drop pe care poți să-l iei doar de la rank și poți să dea skin-uri doar de aici. O să facem opening și pe acest episod în care vă prezint acest nou star drop rank, așa se numește, rank star drop, star drop. Bun, avem două împreună cu unul epic. După aceea avem tot la fel două și unul mitic. Două și unul mitic, din nou. La diamond avem deja legendar, da? La mitic avem legendar și cu două din acestea. La legendari încă 21 legendari, iar la master nu mai avem absolut nimic. Uitați-vă cât de fain arată și background-ul și toate acestea. La fiecare când treci așa pe lângă, îți va arăta un alt background, bro. Și e foarte, foarte genial chestia asta. Deci avem în total 2, 4, 6, 8, 10, 12 star drop-uri de rank și legendari avem 2... 3 legendariuri, că în rest avem epic, mitic, mitic. Și știți că miticele nu sunt cele mai bune, sunt cam degeaba în momentul acesta. Ceea ce probabil ați observat voi este faptul că
până și rank-ul 35 a fost schimbat, iar acum denumirea din rank 35 este în Tier 35. Oare pe viitor, mai ales că acum Trophy Road-ul a crescut în trofee, să avem taiere în plus? Să fie taier, nu știu, 40, 50 și așa mai departe. Și acum nu mai poți să mai spui, bă, am făcut rank 35. Trebuie să spui, am făcut taier 35. Nu are logică, nu înțeleg de ce au schimbat denumirea aceasta din rank în taier. Nu are efectiv nicio relevanță. De ce ai schimba din denumirea rank în taier 35? Când noi toți jucătorii am fost obișnuiți să spunem, am făcut rank 30, bro, am făcut rank 35. Acum trebuie să zicem, am făcut taier 35. În fine. Aici, la Star Road, avem Meteoritic Fame 3. Aceasta este ultima. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, tu poți să mai crești până la 20.000. Dar eu am 52.340 și maximum este de 20.000, deci eu cresc degeaba pentru că nu mi se mai pune absolut nimic. Și avem recompense aici, ia să vedem. Emote special, da, o să vi-l arăt eu imediat. Ia uite pe ăsta care face cu mâinile. Wow, vi le arăt eu pe toate, bineînțeles. New player icon, sigur că da, trecem și la prezentarea new player icon-urile acestea. După cum observați, avem și un nou player icon acolo cu Rahat, ca să nu zicem altceva pe acest episod, să fim family friendly. Dar haideți să trecem puțin la prezentarea player iconurilor. După cum puteți observa, avem și hypercharger-uri foarte multe în momentul de față și o să trecem ca să vi le arăt și pe cele noi. Și acelea sunt pe Bell, Bibi, Buzz, Cordelius, El Primo și Sprout. Și player iconurile acestea pe care le iei la rând. Și uitați-vă cât de fine arată player iconurile, bro. Pe lângă faptul că avem și foarte multe player iconuri de aici, de la skinuri pe care le iei odată cu achiziționarea lor. Sunt enorm de multe, brodere, enorm. Uitați-vă și voi câte sunt în update-ul acesta nou. E incredibil de multe, într-adevăr. Dar mie ce îmi plac foarte mult sunt acestea de aici. Și partea ce mai fain este că pe profil, după cum observați, îți apare acolo cu highest rank, current rank, adică practic cât ai avut tu cel mai mult rank-ul. Deci în momentul de față, dacă tu ai făcut Grandmaster la Power League, se resetează, deci nu mai ai Power League-ul acolo. Dar avem și asta de aici, cu reputația ta. Reputația este doar aici, la Power League. Deci dacă are o reputație slabă, înseamnă că jucătorul nu e atât de bun și nu se descurcă atât de bine. Dacă are o reputație bună, înseamnă că este destul de bun și chiar merită să joci cu el. Respect, brodere, ai un like de la mine. Deci toată reputația asta se pune după cum joci tu în Power League. Și atenție mare, exact cum arăta și pe Brotac, tu ai la dispoziție de 10 ori ca să dai report pe zi, dar nu știu la această reputație, cred că se pune de la reportul acela, cu cât primești report mai mult, cu atât reputația ta scade, sau dacă nu primești, urcă. Cred că ceva de genul asta se referă. Cât despre PES, în momentul de față suntem la următorul care va veni după Sands of Time, la Ragnarok. O să vă arăt imediat și un videoclip, chiar în momentul acesta, cu ce va conține PES-ul, dar și cu skin-urile pe Shelly, pentru că din păcate eu nu pot să dau înapoi sezonul ca să vă pot arăta skin-ul pe Shelly și care este poziția ei de win odată ce o iei și efectele și așa mai departe. Așa că vă las acum niște momente în care o să vă vedeți, să vedeți sezonul nou și recompensele împreună cu Shelly și după aceea revenim ca să vă arăt skin-urile, cât costă ele, efectele, hypercharge-urile și multe altele. Acum haideți să trecem la prezentarea skin-urilor din punct de vedere cronologic, cum o să fie ele lansate. Doar că trebuie să deschidem noi neapărat acele star drop-uri de rank pentru a lua pe dinastia Mike. Dar nicio problemă. Hai să trecem prima și prima dată la Desert Scorpion Chuck, pentru că acesta va veni chiar în update-ul Sands of Time. Și îl avem pe Chuck chiar aici și va costa 299 de gemuri. Într-adevăr, broadere, din păcate este destul de scumpicel, dacă stau bine să mă gândesc. Cam așa este poziția lui de win. Cred că are și voci schimbate, dacă stau bine să mă gândesc. Avem o grămadă de pinuri și spray și player icon, dar nu mă bucură pe mine atât de tare. Ia să vedem. Nu mi se pare ceva schimbat pentru 299 de gemuri. Acum, problema este în felul următor. Chuck-ul nu e atât de bun de jucat pe toate mapele pe jocul acesta. Mare parte unde a făcut eu rank 30 pe Chuck a fost pe Haste. Deci pe Haste poți să joci tu atât de mult cu acest skin. Deci
în afară de haste, nu văd unde ai putea să te descurci cu el. De asta nu văd de ce ai investit 299 de gemuri într-un skin pe Chuck. Mai bine eu zic că ai lua Mecha Colt sau Mecha Leon și o să vă arăt imediat și skinurile acelea cât de fain sunt. Acum, haideți să dăm noi try la acest skin. Avem și loading screen. Uitați-vă cât de fain arată noul loading screen, bro. Ia. Uimește-mă de hit, bro. Mamă, nici nu mă așteptam la altceva. Și ce lasă acolo jos? Scorpion sau ce e ăla? Nici nu mă așteptam la altceva. Ia, ăstea? Interesant, interesant, bro. Este schimbat chiar și superul. Ok, hai să punem așa. Uite, două din astea. Deci dă cu nisip. Acum când eu dau superul are efect. Da, nu știu, brother. 299 de gemuri. Credeți că chiar merită investiția pentru acest skin? Nu este cel mai fain dintre cele mai faine, pentru că sunt unele mult mai tari în update-ul acesta. Dar haideți să vedem care este poziția lui de luz. Ok, aceasta este? Bă, ce? Dai 299 de gemuri și nici măcar n-are o poziție bună de win? Sau bine, de win are, de luz. Dar ambele sunt dezastru, dacă stau bine să mă gândesc. Have fun, ia uite, avem și like și dislike ca să punem. Și dacă dau like? Înseamnă că am avut distracții și le-am trimis feedback la Supercell. Bravo, cel mai tare joc, bro, respect. Skinul din acest update pe care o să vi-l dau eu vouă și am 6, așa că asigurați-vă că aveți codul Mădălin pe shop, că sunteți abonați și că ați dat follow pe Instagram la madalin.tarian23, este acesta pe Edgar, care va fi 199 de gemuri, bro. Deci eu vă dau un skin de 199 de gemuri gratis. Deci v-am zis, asigurați-vă că aveți codul Mădălin pe shop dacă vreți să-l luați și voi și să-l câștigați. Și ia să-l vedem, bro, că și eu o să fac rost de el, gratis, bineînțeles. Tiff Edgar, ce poziție de win are. Avem chiar și player icon și un emote care nu este animat, într-adevăr. Dar nu vine să cred că e de 199 de gemuri, deci e pentru prima dată când dăm un skin pe care nu o să-l poți cumpăra cu blinguri absolut deloc. Și nici cel de mai devreme pe care vi l-am arătat, nu poți să-l cumperi cu blinguri. Wow, 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 ce tare, bă. Ok, ia să vedem dacă are un efect. Oricum, Edgar-ul e foarte bun, dar a primit nerf. O să vă arăt imediat și balanț 5-ule ce brawler a primit buff și nerf. Hitul este destul de interesant. Arată frumușel așa skin-ul, așa pozice. Ia să vedem aici așa. Raza este aceeași, nu mi se pare, nu e nimic schimbat. Mamă, superul, bro, cât de mișto arată superul. E incredibil. Păi, da, voi observați? Este puțin. Deci îți încarci hypercharge-ul în continuare. Dar un lucru ce am văzut eu la Edgar, că l-au schimbat, să dăm noi hypercharge-ul, este că dacă tu vei da gadget-ul, ăsta ce este? Ah, ok, să mi se încarce, bun. Dacă tu dai ăsta, da, hypercharge-ul și după aceea dai gadget-ul, nu se va mai pune la hypercharge să se încarce. Sau? Bă, da, într-adevăr, nu se mai pune, bro. Înainte se încărca mult mai rapid din punct de vedere al hypercharge-ului când dai gadget-ul, bro. Dar arată foarte bine skin-ul. Haideți să vedem poziția de luz. Uimește-mă, Tiff Edgar. Bă, ce sunt atât de basic, bro. Deci două skin-uri am arătat și sunt destul de normale. Nu văd nimic special la poziția lor de luz. Dar măcar arată frumos în meci. Bine, mai puțin cel de 299 de gemuri, cel de mai devreme. Ah, ăla cu ceac rămâne de văzut dacă o să luăm sau nu. În acest update și acest sezon, Sands of Time, care va veni, avem chiar și pe Surge skin. Și după cum observați, costă 5000 de blinguri sau 149 de gemuri, cam scumpicele skin-urile. Eu mă așteptam măcar ăsta să fie 79 de gemuri, la cel puțin cum arată. Da, într-adevăr, 149 de gemuri cred că e ok. Ia uite ce coadă are, zici că e calm în caia aici gura lui. Hai să vedem, îl luăm cu gemuri, nu îl luăm cu blinguri. Aceasta este și poziția lui de win. Wow, ia uite-l, mamă, i-a sărit capul, brodere. Deci să înțeleg că ochelarii aceia îi se pun odată ce își încarcă superul. Gen, odată ce are al treilea tire. Ia, sau îl are în permanență. Mamă, cât de fain arată, bă. Deci sunt foarte tari skin-urile din acest update. Dar și cam scumpicele, trebuie să scoți ceva bănuți. Dar cel mai value pe acest joc, ce merită foarte mult ca să cumpere, este Brawl Pass-ul. V-am zis încă o dată lucrul acesta. Hitul foarte tare, destul de interesant, ia să vedem. Acum are ochelarii? Nu i-are, bro. Da, dăm superul. Ce a fost schimbat? Absolut nimic deocamdată. Mi se pare că la tier 3 cred că o să fie. Ia, tier 3 are ochelari. Ok, bro. Și acum la următorul tier, ce a dat? Mamă, sabia în mână! Incredibil, bă. E foarte tare skin-ul. Chiar îmi place. Ia să vedem superul încă o dată. Într-adevăr, 149 de gemuri, eu zic că va merita. Mai ales că poți să le iei și cu blinguri. Deci dacă aveți blinguri, țineți-le acolo, doar că știți bine că va veni de-abia după 2 săptămâni să-l poți cumpăra cu blinguri după ce va fi lansat el. Haideți să vedem poziția de luz. Uimește-mă, Sărginii! Ah, tot la fel! Incredibil, bro, deci probabil oamenii mei
nu s-au mai focusat pe pozițiile de LUSP, că exact cum mai făceam și noi în episoadele trecute în care prezentam update-urile, nu eram interesați atât de tare de ele. Pe lângă faptul acesta, avem chiar și colaborarea cu Line Friends și skin-urile revin pe joc. Avem unul la 79 de gemuri, dar doar cu gemuri, nu poți să-l cumperi absolut deloc cu bling-uri și acesta este chiar pe gas. Dar dacă stăm noi să ne uităm puțin la skin-ul acesta, zici că nici măcar nu e gasul, bă băiatule, la cum arată skin-ul. Uitați-vă puțin, umflă balonul, opa, stai puțin că-l piesc pe celălalt, frățiorul meu. Da, arată bine, e frumos, 79 de gemuri, credeți că ar merita noi ca să îl luăm pe acesta? E destul de tare sau prea e de copii mici, să zicem, de 5-6 ani colaborarea asta cu Line Friends? Că na, până la urmă, cu toții suntem sau am fost cel puțin în perioada aceea și am fost micuți. Dar mi se pare că e prea mare, mă frate, uite-te la el. Cât a capul are, bă, ia să vedem. Are chiar și acest hit pe care îl pune pe jos, schimbat. Dar balonul, ați văzut că la un moment dat era cu bug, gen, se mișca foarte ciudat. Ia să vedem superul. Wow, la super și acesta e în formă de urs, ca să zicem așa, nu? Cap de urs. Păi e destul de drăguț așa pentru 79 de gemuri. Dai să vedem dacă are poziție de luz. Ia uimește-mă. Ah, nici el nu are. Tot la fel, destul de default și nimic care să facă, nu știu, o șmecherie, ceva să se miște și el, nu. Doar stă trist și atât. Tocmai ce luasem și noi skin-urile acestea faine pe colet și uite că vine iară la Influence 79 de gemuri pe nume Fangirl Connie. Așa se numește acest skin. Uitați-vă la el ce drăgălaș este și acesta. Oh my god, a luat acel urs cu El Primo în brațe. Ce frumos. Bine că nu mai sunt 149 de gemuri și măcar le-au băgat și ei cu 79 de gemuri. Asta măcar au respectul meu. Dar acestea sunt super rare și din cauza asta valorează 79 de gemuri. Cred că următorul pe broc va fi 149, dar vedem, nu știu sigur chestia asta. Ia să vedem hitul. A, tot la fel în formă de ursuleț. Capul îl are mare rău de tot. Am înțeles, brodere. Superul? Asta zic, are și superul schimbat, hypercharge-ul, ia să vedem în vreun fel ceva. Wow, via vezi pe asta, mă, ce hypercharge mișto, bă, chiar merită, așa zic. Acum, haideți să vedem poziția de luz. Presupun că tot la fel ceva default, exact, nici o acțiune, nimic, doar stă și ea acolo tristă cu ursulețul în mână și atât. Ce e drept e că update-ul ăsta o să mă cam bage la cheltuială, pentru că uitați-vă cum arată skin-ul pe broc. 149 de gemuri și mai și dansează. Ia uite-l, brother, face breakdance, mâncaia și gura lui. Doamne, și viracheta, ia uite cum e, curățe în ea. 149 de gemuri, dar la fel nu poți să-l iei absolut deloc cu blinguri. Deci cine are skin-urile astea, este logic faptul că a dat gemuri pe el și că este în bani băiatul nostru. Așa că Rocket Brown se numește acest skin, are și player icon și acel emote. Dar mie îmi place enorm, brother, skin-ul ăsta, ia uite-l. Ia vezi, mă, dans pe el. Ia uite-l, bă, băiatule, bă. Ia să vedem și hiturile, cu siguranță are hiturile și superul schimbat. Mamă, cât de mare este și skin-ul ăsta în match. Una sigur nu te încurcă în vreun fel anume. Wow, 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 cât de gros este hitul. Vai, 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 vai. Sigur nu-ți dă vreun avantaj hitul acesta. Superul mi se pare cam subțirel. Nu mi se pare așa tare că, ca și cum ar da splash enorm. Dar, nu știu, mi se pare că caracterul e mult prea mare. Nu-l deosebești, mai ales uite când e întors așa. Nici măcar nu poți să-i vezi ochelarii, e atât de bine la cât de mare are capul. Da, nu știu ce să zic. Rămâne la alegerea voastră, vreau să o aud în comentarii dacă credeți că merită skin-ul ăsta să-l cumpărăm cu 149 de gemuri. Dacă e un skin meritat. Haideți să vedem poziția lui de luz. Uimește-mă, broc! Bă, măcar e decentă pentru 149 de gemuri. Are și el acolo o mică acțiune, ceva, o șmecherie a lui. Wow, dar uitați-vă în meniu cât de mare arată skin-ul. Doamne, frate, e cât tot jocul, cât tot meniul. Incredibil așa ceva. Un lucru ce am uitat eu să vi-l arăt este la Battle Card, pentru că în momentul de față tu poți să pui acest background cu meteoritic, practic, pe contul tău și să arate foarte tare. Pe lângă faptul că odată ce vom face noi acel rank și vom trece prin toate nivelurile acelea, ca să spunem așa, prin toate nivelele, cred că mai bine zis, o să putem customiza
contul exact cum ne dorim noi. Dar putem și să ascundem sau putem să punem, uite așa, și arată destul de frumos. Pe lângă faptul că am pus și poza cu meteoritic, pentru că este ultimul rank practic. O, da, și acesta este Ragnarokul nostru, tematica din acest sezon. Și ce putem noi să facem decât să prezentăm sezonul acesta, sezonul 25, pentru că 24 vi l-am arătat deja. Acestea sunt toate recompensele pe care le avem noi aici. O să vi le prezint și o să vi le arăt pe absolut toate. Și spray-ul și emoturile, absolut tot, brother. Uitați-vă cât de fain arată. Incredibil de tare, brother. Incredibil, dar ce îmi place mie foarte mult sunt skin-urile. Stai așa, unde se află skin-ul? Primul mi se pare că se află aici. Ia uite-l, brother. Da, activate Brawl Pass. Bă, ce? Nu l-am cumpărat? Bro, trebuie să luăm pe cel plus neapărat. Gata, i-am făcut upgrade la Brawl Pass Plus. Cu codul mădăin pe shop l-am cumpărat și avem skin-ul. Ia uite-l, brother, cât de fain arată. Eldr Fenrir Buzz. Eldr Fenrir Buzz. Ce denumire, bă, frate, bă. Avem chiar și pin pe el. Acum următorul se află aici. Doar culorile sunt schimbate, nimic altceva. Dar uite, mi-e place parcă mai mult pe culoarea aceasta. Și fii atent ce lanț de haurare mâncai aici gura lui. Bun, și acum îl avem pe acesta ultimul, Fenrir Buzz. Bă, nici această culoare nu e rea, dar parcă îmi place mai mult culoarea aceea închisă. Godlike. Bro, avem titlul Godlike, Godlike. În fine, cum se o spune, nu contează treaba asta. Cam asta este tot ceea ce conține PES-ul și asta deschidem și noi un legendarii. Că e păcat. Wow, ce skin mi-a dat pe Nita, Gami Bernita. Irealus, brodere, m-a rupt. Ia să intrăm noi și să-l vedem pe acest Buzz. Ia uite, brodere, câte sunt. Fenrir Buzz, deci aceasta este poziția de win. Ia vezi, mă, că și urlă acolo. După aia l-avem pe acesta, care are la fel poziția de win. Eldr Fenrir Buzz și Fenrir Buzz și... Buzz. Și Morg Fenrir Buzz. Nimă că ăsta îmi place cel mai mult. Pe ăsta vreau să-l testez. Ia spuneți, 1, 2 sau 3? Mă, deci acesta pe roșu, așa, pe roșiaticul ăsta nu e chiar atât de rău. Dar haide să luăm, uite așa. Avem și Hyper Charge, dar vom trece puțin mai târziu. Oh! Mamă, cât de tare arată background-ul. Bă, frate, mă, gen loading screen-ul acela. O să trecem și vom prezenta și Hyper Charge-urile puțin mai târziu. Arată extrem de bine în match. Wow, 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 deci e genial, bro. Ia să dăm superul. Îl dăm, uite, acum așa. Wow, e sabia aceea lui. Bă, 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 prea bine, mă, frățiorul meu. Ia, dăm pe un inamic. Stanul este la fel. Dar, parcă când ai hit nu se aude un efect sau ceva de genul. Și nu scoate sunete. Nu ar trebui să scoată sunete? Nu știu, zic și eu. Haideți să vedem poziția de luz, oricum. Poziția de win și de luz este la fel la toate, doar cu culoarea diferă între ele. Ia să te vedem, Fenrir Buzz, mamă! Zici că am bătrânit dintr-o dată? Din cât de fioros era, am bătrânit, brother, gata, a picat psihic de la jocul ăsta. Cât despre emoturi, se pare că avem chiar și emoturi pe aceste skin-uri. Avem emote de Hyper Charge! Bă, lasă-ne de... Nu credeam sincer că avem hypercharge-uri și emote-uri noi. Și uite, o grămadă din acest update. Ăsta de aplauze, avem chiar și cu Clepsydra. Astea le aveam deja. Avem ciocanul, brodere, probabil să-l primim gratis. Un ou care doarme. Ăsta cred că de iepure, care va veni la fel de Paști. Avem asta. Bro! Avem sunet la skin, nu te cred, ia! Încă o dată vreau. Bă, ce naiba, frate! Cred că o să se audă chiar și în meci. Îl avem pe acesta, așa. Ăsta de la Meteoritic. Bun, nu, de fapt ăsta e la Meteoritic. Ăsta e de la Saturnian. Ăsta, nu știu, cred că ăsta e Meteoritic. Bă, nu le știu pe de rost, scuzați-mă pe mine. Dar doar vi le arăt ca să le vedeți care sunt ele. Uite, și ăsta îmi place foarte, foarte mult. Și ăsta care doarme. Acesta cu cana. Ia, bea din cana, băiatul nostru. Avem chiar și cu răhățelul, brodere, care dansează. Cel cu inimioară. Cel care este gânditor. Tare, un SSG. Probabil o echipă nouă s-ar putea. Și pe aici, probabil, emoturi care sunt modelate. Ia uite, ăsta care pupă cupa. Este remodelat, pe care l-am primit noi gratis. Foarte, foarte tare, bro. Încă unul. La fel. Și ăsta de clejual, oare când vor veni? Uite că ele au sunet, exact cum are ăsta de Baby Shark. Bro, vreau să testăm următorul emote, acesta cu Baby Shark, să vedem. Chiar se aude și în match, vorbesc serios? Ăsta.
Cred că da. Așa ar trebui. Cât despre spray-uri, sunt o grămadă pe joc adăugate, dar mie cel puțin mi se par cam irelevante și de așa nu m-am mai focusat ca să vi le arăt. Acum trecem la prezentarea skin-urilor din acest sezon numit Ragnarok, exact cum am spus. Primul este pe Bibi și va costa 299 de gemuri pentru că va fi un skin legendar. Și uitați-vă cum arată această Thor Bibi. Deci, până la urmă, ciocanul acela lui Thor era de la Bibi. Ia! Mo! Are vocea schimbată, Bibi! Zici că e voce de bărbățoi, bă, băiatule, bă. Ia uite-l. Acestea sunt toate. Ia, vreau să o ia pe fundal. Wow! Mamă, ce voce, bă! Păcat că Bibi nu mai este una dintre cele mai bune brawlerițe de pe joc, ca să zicem așa. Mamă, ce voce, bro! Wow! Hai să intrăm în match. Să vedem dacă chiar merită 299 de gemuri acest skin. Nu poți să le iei deloc cu blinguri. Ia. Hitul este destul de normal, destul de basic. Ok, așa. Și acum dăm superul. Mamă, no way, bro! Băi, las-o naiba. Superul chiar face toți banii. Ia, uimește-mă. Se întoarce. Puta mie, mi se pare că a primit buff bubblegum-ul. Parcă înainte nu se ducea atât de mult. Bro, nu-l mai vezi pe hartă? Înainte se vedea pe hartă? Uite-te și tu, brodere, cât de... Bă, what? Mie mi se pare că a primit buff. Nu m-am uitat încă pe balance change. LOL! Mă, stai puțin, bă, frățiorul meu. Eu dacă dau de aici, cred că se duce din perete în perete, bă. Deci, uite, dacă eu stau aici, se întoarce până înapoi. Bă, băiatule, bă, ce-a făcut cu Bibi și cu bubblegum-ul ei, mă? Insane. Haideți să vedem poziția de luz, dar... Bă! Chiar se aude Baby Shark în match. Nu mă așteptam la lucrul ăsta. La 299 de gemuri mă aștept să aibă poziție de luz și da, așa este, dar nici asta excepțională. Dar, sincer, aș lua doar pentru super și pentru vocile lui Bibi. Aș da 299 de gemuri. În rest, nu știu, rămâne la alegerea voastră, voi ce ziceți, ar merita să dai 299 de gemuri pe el? Avem skin chiar și pe Cordelius și acesta va costa ori 5.000 de blinguri, ori 149 de gemuri și se va numi Odin Cordelius. Ia uite-l, mă! Mamă, ce poziție de win are și acest skin, bro! Cordelius sică, ia vezi, ia! Haide, mă, Cordelius, ce faci? Mamă, rocioară! Bro, Relu, tu ești... Incredibil, mă, l-are pe Relu alături de el. Da, cu siguranță voi lua skin-ul acesta. Cel mai tare skin, bro. Și nici n-am vrut să cumpăr Cordelius, gen Rider Cordelius, din cauza că știam eu că trebuie să vină la un moment dat un skin, mă, frate, pe Cordelius ăsta, care o să arate genial. Și chiar așa este, e incredibil de tare. Îl iau sigur acest skin, pentru că Cordelius este și un brawler foarte bun. Am zis că probabil și la solo foarte mulți îl joacă. Bă, dar vezi că are Ciona și în match. Bro, ăsta ar fi un skin de 299 de gemuri. Pe bune. De ce l-au băgat doar la 190, de fapt 149? Fii atent că aruncă cu Cioara, bro. Dar Cioara încă rămâne alături de el. Chit că a aruncat. Ok, ok, ok. Pare că stă mai mult. Sau a mărit chestia aia de a dura, gen durata? Bun. Dacă stăm în rază, se pare că se încarcă automat și hypercharge-ul. Și hypercharge-ul va fi nebunie pe Cordelius. De asta zic că va merita skin-ul ăsta atât de mult. Deci dacă te miști, Cioara zboară, dacă stai pe loc, Cioara stă pe capul tău. Hitul destul de tare, superul și el în formă de Cioară. Haideți să vedem poziția de luz. Mă aștept să fie ceva default. Sau vezi că e tare! Bă, dar ce? S-a băguit? Bro, s-a băguit animația, nu trebuie să facă Cioara asta în continuu așa? Gen să-i dea în cap să îl ciocăne, cum s-ar spune? Bă, Relu, dar fii atent că gen Cioara mișcă că dă din ochi. Nu înțeleg, cred că o să rezolve bugul acesta neapărat. Avem skin chiar și pe Jesse în acest sezon și se va numi Skady Jesse. Dar chestia cea mai interesantă este că este încă unul Lucky Chester, un skin pe Chester, dar este la rank și trebuie să facem noi neapărat opening. Mamă, va fi 199 de gemuri această Skady Jesse. Nu poți să iei absolut deloc cu blinguri. Ia să-i vedem poziția de win, bro. Arată destul de tare skin-ul. Dar Jesse nu mai este unul dintre cei mai buni brawleri. Pare destul de default poziția de win. Nu este una schimbată sau ceva excepțională, după cum putem observa noi aici. Destul de tare cățelușul ei. Haideți să-i dăm try în match.
să vedem cum va arăta. Chiar sunt tare curios. Wow, 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 este o mini regină, bro. Dar parcă pare destul de mic skin-ul. Să dai 199 de gemuri și să nu fie ceva atrăgător care să zici: wow, ce skin, ce incredibil, bro. Hitul e destul de tare, în formă de gheață. Ia să vedem superul. Wow! Tare superul. Ok, ok, și hitul cățelușului. Deci este cățeluș de gheață și automat îl pune în formă de gheață jos. Interesant, dar parcă skin-ul nu este cel de 199 de gemuri. Adică nu știu, mi-aș dori acel ceva care să nu știu, să ieși în evidență în meci, să fim serioși. Haideți să vedem poziția de luz. Ia uimește-mă, Jesse, de 199 de gemuri nu faci nimic, da? Păi nu, mai bine mă joc cu skin-ul default sau mă joc cu skin-urile pe care le am eu decât să mai dăm 199 de gemuri și pe tine. Da, nu știu, sunt unei skin-uri care chiar merită. Uite cum a fost cel pe Cordelus de mai devreme. Dar uite, e skin-ul ăsta de 199 de gemuri pe Jesse, care îl iei doar că e exclusiv și nimic altceva. Acum haideți să trecem puțin și să ne oprim din episod, pentru că o să mai vină și alte skin-uri pe care o să vi le arăt imediat. Dar ne oprim din cauza că vreau să facem ligile acestea, să le îndeplinim pe toate, da? Pentru că Play probabil nu ne lasă. Da, uite, ne apare aici, bro, și modifierurile, da, 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 corect. Avem chiar și Hypercharge, eventul acesta de îți dă să te joci cu Hypercharge. Avem și Mega Pigul în continuare. Mapele, o să vi le arăt imediat. Și fii atent că la aceste mape noi avem modifierurile, bro. Nu te cred că pe joc la aceste mape o să ne adauge aceste modifieruri. Sau probabil sunt doar pe această versiune și nimic altceva. Și după ce am reușit ca să cresc în rank, ne-a dat acest star drop special de Ranked, brother. Este noul star drop de pe joc. Și haideți să vedem cine va pica din el. Chiar sunt foarte curios. Avem 170 de blinguri. Bun, ne mai dă încă unul la rând. Wow, avem skin-ul nou! Bine, mă, Lucky Chester gratis din noul star drop rank. Let's go, mă, frate, mă, aia vreau să văd. Bine, o să-l arătăm imediat care sunt pozițiile lui de win și tot ce trebuie să știm. A, mi le dă la rând. Mitică! Bro, mi-a picat Pink Piper din mitică, incredibil așa ceva. Deci mi le dă la rând pentru că i-am făcut faima până la final. De fapt, nu faima, rank-ul acela, până la final și le avem pe toate 8. 130 de blinguri, ok. Avem skin-ul Mariposa Piper, nu te cred, bro! Bine, îmi doresc foarte mult Mariposa Piper, bă, da, și trebuie să ne uităm noi în catalog. Tu oare mai poți să mai cumperi cu blinguri aceste skin-uri? Dacă cumva îți pică de aici? Cred că da, cred că poți să le mai cumperi. Avem 130 de blinguri, ia să vedem de aici. Încă 130 de blinguri, legendary star drop. Ia că am intrat la catalog și după cum observați aici apar skin-urile de la rank și mi-arată că am 5 din 17 colectate. Și avem și pe Mariposa Piper, dar uite, Inspector Colette, în continuare dacă tu ai făcut win-urile și ți apare aici, tu poți să le mai cumperi în continuare cu blinguri, deci nu te obligă, sau chiar cu gemuri, nu te obligă ca tu să le deblochezi doar din acel star drop special, dar poți și de acolo, din star drop-ul acela, să le poți lua pe aceste skin-uri. Deci eu nu mai am, practic, Piniata Ash cu Wasp, Bo, Postal Brock, cam ăștia sunt skin-uri, dar mi se pare că erau mult mai multe la Power League în trecut. Oare nu sunt toate băgate la rank? Sau acestea sunt toate? Vreau să spuneți în comentarii dacă acestea sunt toate skin-urile care trebuie să le deblochezi de aici. Partea cea mai faină este că eu am reușit aici ca să pot completa acest rank. După cum observați, mi-a dat toate recompensele pe care le-am primit mai devreme. Și suntem pe locul 2 global cu 120.000. Deci tu poți să treci până peste 100.000. Avem chiar și aici leaderboard-ul. Deci sunt pe 2 global, nu știu pe primul cât ar avea, cât de mult ar avea, într-adevăr. Dar suntem pe locul 2 global pe această versiune de YouTuberi din toată lumea. Și într-adevăr poți să faci foarte mult, poți să farmezi în continuu. Dar bine, să fii serios, cine va ajunge la 120.000, că nu va ajunge absolut nimeni. Dar ca să vă pot arăta așa puțin, cam acestea sunt recompensele și asta se întâmplă la final. Îți va arăta doar locul tău cât vei fi global și probabil și local, dar pe local sunt locul 1 pentru că sunt singurul de din România, normal, legat de treaba asta. Dar destul de interesant, e destul de tare chestia asta cu rank-ul, mai ales că se resetează odată la luna, odată cu PES-ul. Acum, ce vreau eu este să iau și celălalt skin. Aici ar fi cam 20 de star drop-uri de rank, să vedem dacă chiar așa este. Bun, deci chiar sunt mai multe, e perfect. Am reușit eu ca să fac o jimecherie și să pot deschide mult mai multe. 250 de blinguri, wow, 170 de blinguri, ia să vedem de aici. 170, apăsăm din nou, 100, până acum cred că 250 a fost cel mai mult. Bine, avem skin-ul ăsta pe care nici măcar nu l-am văzut, Marauder Maisie. Știți bine că nu era acolo la catalog skin-ul pe Maisie.
Mamă, deci poți să le primești chiar pe toate, bro. O să fac probabil un alt episod special în care vă arăt cam tot ceea ce poate să pice din aceste star drop-uri, din star drop-ul rank. Dar eu îmi doresc skin-ul pe Dano mai pe acest episod. Uuu, și skin-ul Final Boss Rico chiar. Bro, o să fie toate astea? Cred că da. Mai mult ca sigur odată ce o să vină rank-ul, o să ți le dea. 130 de blinguri. Și skin-ul pe Dano mai bine, mă, l-am deblocat în sfârșit. Dynasty Mike. Ia uite-l, mă, cât de tare arată și doar de aici din rank poți să îl iei, pentru că altfel nu poți să spice, broadere. Dar întrebarea mea este următoarea. Credeți că din sezonul respectiv, din astea 8 sau câte sunt în total, trebuie să spice neapărat ăsta pe Dynamite? Sau va fi și ceva misiune? Că nu cred că va mai fi misiune, sau zic și eu. 100 de blinguri. Asta e un lucru foarte ciudat, pentru că tu skin... Oh, și Cobra Lola! Bine, mă, vamos! Aia zic! Câte mai avem, mă, de deschis? Nici nu știu, 130 de blinguri? E puțin cam ciudățel dacă tu poți să iei doar skin-ul pe Dynamite de aici, din Star Drop-uri, și să ai noroc la el, cum ar veni. Pentru că înainte tu dădeai blinguri, făceai misiune, dădeai blinguri și aia era tot. Dar presupun că da, pentru că altfel nu ai vreo șansă. Uite ce zice aici, rank, play different maps, climb the rank to unlock battle cards and Star Drop rewards. Deci asta este tot, dacă stau să mă gândesc. Și să vedem acum pe profil. Dacă intru, eu pot să schimb acesta. Mamă, bă, băiatule, bă, cum arată. Insane, frățiorul. Deci tu ai de ales între astea două, să înțeleg? Ori așa cu meteoritic, ori așa, ca să-ți poată arăta. Și putem să punem chiar și un brawler random posibil. Gen, uite, îl punem pe Colt aici. Ah, asta e la battle. Ok, ok, la battle card. Putem să le punem, da, perfect. Și uite, aici putem să punem emote-urile. Și avem chiar și pe Bibi. Uite, așa ți-ar arăta ție în meci cu Brawler, bro. Default-ul arată așa și cu Brawler arată așa. Destul de tare. Bine că l-am deblocat pe Dynamite. Hai să vedem poziția lui de win și ce va face Dynamite. Ia uite-l, brodere, că aici îl avem, mă, pe Dynasty Mike. Mamă, ce faină e poziția de win. Dar trebuie neapărat să mă interesez. Cum putem noi să luăm Dynasty Mike? Oare doar de aici, doar de la rank? Și nimic altcumva? Sau îți va mai da star drop-uri din ăla rank pe undeva ca să poți debloca skin-ul pe Dynamite, bro? Ok, hiturile arată destul de bine, sunt în formă de două gemuri. Ia să vedem superul. Mamă, cufărul acela de care ziceam noi că posibil ca să fie un cufăr nou, dar de fapt era de la skin-ul ăsta pe Dynamite. Destul de tare skin-ul. Chiar e mișto. Și voiam eu totuși ca să intru să vedem. Dynasty Mike-ul acesta apare doar la rank. A, și este și epic skin. Dar până una alta să vedem poziția de luza lui Dynamite. Ia vezi, mă, că i-a prins cufărul mâna lui Dynamite. Să-l salveze cineva, bro. Ezi, asta se întâmplă dacă furi, bro. Să fii cu minte data viitoare, Dynamite. Totodată avem skin-ul și pe Chester din acest rank, numit Lucky Chester. Ia vezi-l, mă. Mamă, ce giumblustucuri face el, băiatul nostru. Ia uite-l. Bine, arată destul de tare skin-ul, chiar îmi place, ia să-l vedem în meci. Doamne, o grămadă de skin-uri, bă, băieți, bă, cred că jumătate de oră din episodul acesta durează numai skin-urile ca să le arătăm. Ok, ia să vedem hit-ul. A, deci hit-ul este în formă de pietricele, să spunem noi. Arată destul de tare, nu prea arată skin-ul așa, wow. Nu, vreau să dăm cu Zaru și ia efectul acesta. Mamă, cât de tare, bro, până și la efect. L-au schimbat băieții și pe acesta. Ok, hai să ne mai crăcăm încă un super, pentru că el are mai multe superuri. Ăsta l-am dat deja și l-am văzut. Bun, ia să vedem pe următorul. La ce, la heal ar mai trebui? Ca să vedem. Wow, și heal-ul este schimbat. Bă, destul de tare pentru skin rank, pe care poți să-l iei gratis cumva, zic eu. Dar trebuie să ai noroc. E destul de tare. Haideți să vedem poziția lui de luz. Uimește-mă, Lucky Chester. No, atât de aiurea. Nu face nimic, bro. Asta a fost tot. Și avem un nou sezon și noi skin-uri. Acesta este un nou background, putem spune, o nouă tematică. Și partea cea mai faină este că mai avem o grămadă de skin-uri. Chiar și Mecha Colt și Mecha Leon, pe care le arătăm chiar acum. Și îl avem chiar aici. Va costa 299 de gemuri. Deja se știe chestia asta din Brawl Talk. Va fi un skin legendar și uitați-vă cât de fain arată. Haideți să-l cumpărăm. Bineînțeles că va avea și variații de culori. Ia uite-l. Mecha Colt, oare voi ce alegeți? Spuneți acum și pe premieră și în comentarii, Mecha Colt sau Mecha Leon? Și nu uitați să apăsați butonul drag dacă cumva nu l-ați apăsat și ați uitat, și codul MD pe shop dacă vreți să câștigați unul dintre skin-urile pe Edgar, care vor costa 199 de gemuri fiecare. Atenție mare de tot, avem o grămadă de player icon-uri și spray-uri. Foarte interesant lucrul acesta.
Wow! Ce? Bă! Variația de culori costă și ea 299 de gemuri la rândul său? Nu se poate așa ceva, eu cred că e bug, bro. Deci n-ai cum. Ca tu să dai alte 299 de gemuri pe variație de culori. Dar, mamă, cum arată culoarea asta? Bro, nu-i corect. Trebuie să fie 49, 299 de gemuri cu 49. Nu alte 299 de gemuri. Bă, ce e asta? E japcă. Pă bune. M-am rupt de gemuri pe varianta aceasta. Da, nu mă așteptam, sincer. Mie îmi place mai mult culoarea asta decât aceasta. Sincer. Ia spuneți, ce alegeți? 1, 2 sau 3? Mega Colt, Paragon Mega Colt sau Renegade Mega Colt? Bă, și culmea este că are și voce. Ia uși. Mamă, are voce de robot. Da, bă, da, nu știu ce să zic, să dai 299, cât ar însemna asta? 300 cu 300, 900 de gemuri, brodre? Uelele, 900 de gemuri pentru 3 skinuri pe Colt? Ok, haide să vedem, pe lângă faptul că avem și un wallpaper nou, un loading screen nou, care arată foarte tare, ia să-l vedem, mă, meci. Mamă, arată bine, mă, arată bine, dar nu știu, parcă hiturile nu sunt cele mai reușite posibile. Superul tare, no, niciun caz să dai 299 de gemuri pe toate cele 3 skinuri. Poate e posibil bug pe varianta aceasta și o să modifice gemurile ca să fie 49 variații de culori. Atunci să zicem că da, mai merită. Așa să dai 299 de gemuri și pe aia să mai dai încă 299 de gemuri. Nu prea e afacere, sincer. Acum haideți să vedem noi poziția de luscă în match. Am cam înțeles cum arată și ce face el. Ia să vedem, brodere! Mamă, ce, mă, asta e tot? De 299 de gemuri, țeapă asta, ce, mă, frate, că nu înțeleg lucrul ăsta. Și ce se întâmplă că dau dislike? Ah, nimic, că dai like, că dai dislike, e același lucru. Și acum trecem la skinul pe Leon. Bă, dar știi ce am omis eu? Dacă tot arătăm skinurile acestea, n-ar trebui să punem noi ochelarii de Matrix? Că până la urmă sunt skinuri din Matrix, brodere? Da, într-adevăr, asta trebuia noi ca să facem. Avem Mecha Leon care va costa 299 de gemuri și acesta și să înțeleg că și variația de culori tot la fel. Ia. Cred că mai bine ai cumpărat skin-ul pe Leon decât pe Colt. Colt are prea multe skin-uri și deja am obosit cu ele, frate, am obosit. Dați un like dacă vă plac ochelarii mei de cel puțin Matrix. Cred că are și voci, mai mult ca sigur, că la atâtea gemuri zic și eu. Ia. Mamă, nu te cred! Tot 299 de gemuri și culorile celelalte, bro. Dar vezi că el n-are voce schimbată la fel ca Colt. Decât la ăsta? Bă, ce? Bro, Colt are doar la schimb... Bro, e peitul lus? Ce se întâmplă? Deci, aici nu are vocea schimbată. Pe alb nu are vocea schimbată. Dar la Shadow Mecha Leon are vocea. Cu siguranță, sunt bug-uri. Acestea și cu vocile, cred că și cu gemurile presupun, ca să dai alte 299 de gemuri pentru variația de culori. Dar avem vocea de robot și pe Leon. Ia uși. Ce culoare vă place cel mai mult? Mecha Leon pe verde, cea pe care o cumperi la început, Radiant Mecha Leon sau Shadow Mecha Leon? Parcă îmi place mai mult pe culoarea aceasta închisă, frate. Dar vocile chiar sunt geniale, bă. Super tari. Haideți să mai vedem încă o dată loading screen-ul. Ia uite, deci se pare că brawlerul nou e împreună cu Willow, brodere, pe felie. Împreună acolo. Wow, uite-te la hit, bă. Ce tare, bă, băiatule, bă. Vezi că e chiar genial. Ok, și superul arată genial. Gadgetul este modificat, bă. Are logică. Cum era să bage fără gadgetul modificat? Mamă, mai dăm o dată superul. Super tare. Și știi ce vreau eu să văd? Acadeaua pe celălalt gadget. Oare o fi schimbată? Ar trebui, că de bani ăștia, bro, trebuie să-ți dea și să mănânci. Adică să fim serioși. Asta zic. Ia. No! Nu te cred. Deci gadgetul nu este schimbat. Absolut deloc. Ok, hai să mai vedem o dată superul. Și trecem direct la poziția de luz. Băi, și partea cea mai tare, uitați-vă aici la început când intri în match, cât de fain se vede acel banner al tău, frate, de jucător. Incredibil de tare. Doar la asta să te gândești când prizi un jucător de genul ăsta în match și vezi, mama, are meteoritic, vezi că are nu știu ce ligă la
Power League și așa mai departe. De fapt la Ranked, că o să-mi ia ceva să mă obișnuiesc cu Power League-ul. Ia să vedem poziția de luz. Nimic schimbat. Dai 299 de gemuri ca să nu facă absolut nimic. Bonus, avem chiar și un alt loading screen împreună cu acest background care arată destul de drăguțel, probabil și mai mult ca sigur va fi din sezonul în care o să primim brawlerul nou, musical, gen musical acela sau cum se numea pe Brawl Talk, că de-am văzut noi brawlerul, dar o să vină în următorul episod în care o să vi-l prezint. Și uite că am venit în sezonul în care îl avem pe Baby Shark alături de noi. Aceasta este tematica. Din păcate am oprit muzica de pe fundal pentru că mai mult ca sigur are copyright și nu înțeleg. Deci pentru prima dată în istoria Brawl Stars-ului când bagă o muzică și probabil colaborare cu Baby Shark, altfel nu pot să-mi imaginez de ce, Doamne iartă, mai băga muzica Baby Shark pe fundal. Am oprit-o, nu vreau să o aud, probabil doar când se încarcă acel loading screen. Atunci o să-ți apară doar Baby Shark pentru moment, ca să spună, dar nu cred că vor fi probleme. Hai să trecem la următoarea categorie de skinuri, care sunt 4 la număr. Și știți deja la ce să vă așteptați acum, nu? Ei bine, da, a venit momentul în care prezentăm skinul pe Spike. Sunteți curioși câte gemuri va costa? Ok. Da, skinul pe Spike va costa 199 de gemuri. Sincer, nu m-aș fi așteptat la lucrul acesta, dar Pop Spike este un skin mitic, după cum puteți observa. Nu poți să-l cumperi absolut deloc cu blinguri. Și acesta este cel mai controversat și cel mai share-uit peste tot pe toate platformele skin de când a apărut pe Brawl Talk. Wow, în ce hal poate să arate. Are chiar și scutec pe el. Player iconul pe care îl aveam la început de episod, pin și tot ce trebuie. Vreau să-l iau pe fundal, brodere. Ia uite-l. Rahat Spike. Ăsta e, mă, mâncaia și gura lui. Uite-l, ține și în mână. Ce bucuros e el, Spike. Acum avem. Ah, nici măcar nu zice Baby Shark acolo? Ok. Ia, mă, uimește, mărmeci. Wow, dă cu cacao, bro. Și vezi că și, se și învârte. Bă, băiatule, bă. Și după aia la final e o pompă. O pompă pe jos. Mă miră faptul că e 199 de gemuri. Mă așteptam să fie 299. La mintea stora. Superul e destul de tare. În formă de mai mulți răhăței pe hartă. Aruncă și cu WC-ul. Aruncă cu skibii din WC-ul. Ăsta cu siguranță când o să vină o să-l iau direct pe WC-ul, skinul ăsta. Vă dați seama, nu? Ia uite-l. Bă, băiatule, bă, au o imaginație ieșită din comun. Nici nu mai știm cu ce skinul să ne jucăm prima dată. Că de la update la update Spike-ul este cel mai controversat și are cele mai ciudățele skinuri. Bine, și cele mai tari. Ia Hyper Charge, sunt curios. Aoleo, nu s-au chinuit și ei măcar la Hyper Charge să-l poată schimba, frate? Să-l pună în formă de rahat? Ce credeți? Merită skinul ăsta cumpărat? Eu o să-l cumpăr cu siguranță, că e un skin ciudat pentru jocul ăsta. Ia să-i vedem poziția lui de luz. Bă, nu te cred! Bă, cât de tare e poziția de luz! Cea mai tare de până acum, de la toate skinurile. Mami, m-am căcat pe mine! Cam ceva de genul ăsta e, bă. Doamne ferească sfântul, ce e, bă, skinul ăsta, bro? Ce-i cu imaginația celor de la Brawl Stars? Incredibil. 199 de gemuri. Cu siguranță îl voi lua. Nici nu se pune problema. Cu codul mă dăim pe shop, nu cu altceva. Nici bine nu venise skinul El Quarterback, care costa 199 de gemuri, că avem un nou skin care se numește El Baby Shark. De acolo și tematica cu Baby Shark, Baby Shark, Mami Shark, Daddy. Nu știu dacă spune așa, dar în fine. Bun, deci acesta este skinul. Poziția de win, 149 de gemuri. Nu poți să-l cumperi absolut deloc cu blinguri. Bă, ce? Cu siguranță e colaborare, ceva de genul ăsta. Posibil. Ca Supercellul să realizeze faptul că a început să devină din ce în ce mai popular, foarte mulți copii să se reapuce de joc și să bage astfel de skinuri de genul acesta. Altfel nu pot să-mi imaginez din ce cauză și de ce ar face eu o colaborare cu Baby Shark. Nu? Are logică? Cam așa arată. Se și flexează biceps, triceps și cariceps și de toate, da, ați înțeles voi ideea. Arată mișto, arată mișto, zic, nu zic nu, nu zic nu. Dar credeți voi că ar merita skinul acesta, gen cumpărat și să dai 149 de gemuri pe el? În meci arată cam așa, hitul nu este schimbat. Adică nu-i ceva, într-adevăr e schimbat în formă de rechin, dar nu-i ceva excepțional. Superul, nici nu mai zic, pentru 149 de gemuri, bro, nu cred că o să
Nu cred că o să cumpăr skinul ăsta, pe cuvânt. Pe lângă faptul că Brawler Royal Primo nu e unul dintre cei mai buni brawler de pe joc, dar va avea Hyper Charge și o să vi-l arăt imediat. Cele 6 Hyper Charge-uri. Măcar are o poziție de luz? What? Ce e asta, bă, mica sirenă? Sirena eșuată. Bro, și-au bătut joc de El Primo, pe cuvântul meu. Deci, cele mai caterincă skinuri. Ăla Pup Spike, ăsta pe Baby Shark. Și să le vedem și pe următoarele, chiar sunt curios. Dar, no. Nu cred că e făcut skinul ăsta pentru mine, sincer. Și uite că în sfârșit a venit timpul în care avem și noi un skin care este pentru buzunarul tuturor. 1000 de blinguri sau 29 de gemuri îl avem pe Squeaky Note. Și mă așteptam la lucrul acesta pentru că nu este nimic schimbat la el. Și chiar știam, eu ziceam un 79 de gemuri, dar da, e ce trebuie, 29 de gemuri pentru skinul acesta. Nu e ceva special, nu e ceva excepțional. Haideți să trecem rapid ca să-l prezentăm. În rest, toate skinurile sunt scumpe rău de tot. Îl avem și pe Feng pe următorul pe care trebuie să vi-l arăt și este ultimul din acest update. Doamne, câte skinuri au început să bage oamenii mei. Hitul se pare că nu este schimbat absolut deloc, este cel basic, normal, e de sărăcie, 29 de gemuri. E logic, doar arată așa puțin mai gălbui, de zici că e gălbenuș. Gălbenuș la față zici că e Squeak. Hai să vedem poziția de loc, dar sigur nu are una. Este cea default, nu? Da, cu siguranță, dar partea ce mai faină este că, uite, dacă ieșim noi de aici se aude Baby Shark. Ia, chiar sunt curios. Și atât. Baby Shark, și atât. Asta a fost tot. Dar dacă ar fi să las muzica de pe fundal, s-ar auzi absolut toată. Și ultimul skin din acest update este cel pe Feng, care va costa și el 5000 de blinguri sau 149 de gemuri și sunt două culori. Poți să iei culoarea aceasta sau poți să iei culoarea aceasta. Voi pe care ați alege-o? Prima cu roșu sau a doua cu galben, gen. Mă refer aici la costumația aia de pe el. Chiar nu știu, cred că pe roșu arată așa mai bine, mai frumos el. E o culoare mai țipătoare, roșiatica. Nici nu știu câte gemuri am avut la început de episod, dar o să vă arăt eu vouă după aceea cu câte mai rămân, ca să faceți așa un calcul și să spuneți acolo în comentarii cu câte gemuri am mai rămas după câte am avut pe cont. Cam atâtea vor costa toate skinurile din acest update ca să le poți cumpăra. Adică, pe lângă faptul că am luat skinurile acelea care au fost gratis și le-am luat din rank, din start drop-ul de la rank, toate, pe toate astea am dat bănuți. Aceasta este poziția de win. Cu mingea aceea de baseball, nu? Că văd că este Super Brawl. Probabil un event ceva care va începe la un moment dat și de asta au băgat skinul acesta. Hai să luăm pe culoarea aceasta pentru că mie îmi place mai mult. Și să vedem dacă merită să dai 149 de gemuri. Dar cred că voi ține blinguri pentru acest skin. S-ar putea. Ia. Da, mă așteptam ca să dea cu o minge de baseball. Într-adevăr. Superul se pare că și îl încarcă la fel, deci nu știu ce au schimbat, o să vedem imediat la balance change-uri. Și lasă o bâtă de baseball în spatele său. Tare, tare, ia să vedem gadgetul. Nu este schimbat, bă, măcar putea să pună și ei niște mici de baseball când dai cu acel gadget. Ok, am înțeles, bro, nu știu ce să zic, mi se pare că am exagerat prețul. 79 de gemuri cred că era cel mai ok pentru acest Feng. Mai ales că mai e și Cabucea Feng, care e destul de tare skinul ăla și l-am cumpărat și eu cu blinguri. Hai să vedem poziția de luz la ultimul skin. Trebuie să aibă una. A dat cu piciorul în mingea de baseball și asta a fost tot. Vreau să mai iau deodată. Baby tu, mami. Bun, dăm leave și am mai rămas cu 2210 gemuri. Nu au fost chiar atât de multe dacă stau să mă gândesc ca investiție. Mai ales că toate skinurile astea pe care vi le-am arătat eu au fost timp de 2 luni. Da? Două sezoane, cum ar veni. Acum, avem și True Silver și skin-uri, mă refer aici, de Silver și de Gold pe Maisie, RT, Cordelius, Doug și Paul, dar să fim serios, cine dă coins-uri pe skin-uri? Nu faceți chestia asta, mai bine investiți în cont ca să-l maxați și să luați gadget-ul, Star Power-ul și așa mai departe. Cu siguranță, sezonul și tematica mea favorită este aceasta de Ragnarok, pentru că suntem niște bărbați adevărați. Ce Baby Shark ăla, frate, să fim serioși. Ne bagă nouă Baby Shark pe joc, doamne. Acum, haideți să trecem la prezentarea hărților, că probabil sunteți foarte mulți interesați. Și avem, da, și trofii Escape. Adevărat, boys, cei care stați până acum pe live, dați un like chiar în momentul acesta. Vă rog din suflet pentru 10 ani de noroc. Și avem în felul următor: mapa aceasta, prima, a doua, a treia cu Circling Sands. Și atât, doar 3 mape de trofii Escape, o să vi le arăt imediat, dar hai să trecem așa în mare parte peste ele. Avem și un environment nou și o să intrăm imediat ca să vă arăt. 5v5-ul încă a rămas pe joc. La solo avem mapele acestea pentru cei care sunteți interesați să le vedeți. Skull Creek cu Sorcy Stone,
Festor Famine, Double Trouble, Island Invasion-ul vă care a venit din nou pe joc, Stormy Plains, Safety Center și una nouă, Marshman Paradise, care e destul de mare această hartă, văd eu, foarte, foarte tare, și o grămadă mape de haste, văd că în continuare au rămas, Brawl Ball 5v5 încă este pe joc, așa, Basketball-ul, let's go, a revenit Basketball-ul din nou și avem mapa aceasta, într-adevăr doar cu bușuri, deci o să fie brawler de distanță foarte mulți, asta unde are pereți indestructibili și nu se pot sparge absolut deloc, din nou avem Basketball-ul la fel cu pereții aceia și încă una aici. Bun, bun, bun. Wipeout și 5v5 Wipeout au rămas în continuare pe joc. Tare, bro. Acum, faptul că eu vă spusesem că Trophy Road a crescut în trofee, așa este. După cum puteți observa voi, de la 50.000 avem în plus recompense până la asta să ajungem acolo. Aici suntem. Probabil că mulți dintre voi ați luat acest Star Drop legendar de la 50.000, cei care ați atins suma de 50.000 de trofee. Chiar sunt foarte curios. Din nou să spuneți în comentarii sau în chatul de pe premieră câte trofee aveți voi în momentul acesta. Pentru că Trophy Road-ul a crescut și avem noi așa recompense în felul următor. Credite, powerpoints-uri, coins-uri și așa mai departe. Powerpoints-uri, credite, powerpoints-uri, credite, coins-uri, bla 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 bla. În fine, până la 55.000 unde avem un Star Drop mitic. Nici măcar nu a dat legendar la 55.000 ca idee. Cât de zgârciți, bă! Coinsuri, credite, powerpoints-uri, credite, coinsuri, și mai multe, și mai multe, și mai multe, și așa mai departe. Fără număr, fără număr, avem la 60.000 Star Drop legendar și nimic altceva. După aceea trecem, trecem mai departe, credite, coinsuri, credite, coinsuri, powerpoints-uri, powerpoints-uri, credite, coinsuri, bun, bun, bun. Ajungem la 65.000, un Star Drop mitic și încă continuăm cu credite, coinsuri, aceleași recompense, bla 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 bla, în fine, în fine, în fine, în fine. Până ajungem la final la 70.000. Deci în momentul de față finalul Trophy Road-ului este 70.000 de trofee. Deci eu am deja 70.000 de trofee, o să-mi dea toate recompensele astea când va veni noul update. Asta e un lucru foarte tare, dar ce e un lucru nasol e faptul că avem recompense destul de slăbuțe, adică doar câte 2 Star Drop-uri legendare de la 50.000 la 70.000 și 2 mitice, în rest powerpoints-uri, coins-uri, credite și atât. Ce să mai facem cu atâtea? Că eu am foarte multe coinsuri și powerpoints-uri, bro. Am peste 40 ceva de mii, 45.000 de powerpoints-uri și coinsuri, nici nu mai zic. 137.000 parcă în momentul de față. Deci puțin dezamăgit de recompensele de la Trophy Road, dacă stau să mă gândesc, dar e bine măcar că am făcut 70.000 și trebuie doar să pușez la mai mult. Cred că în viitor o să ajungă la 100.000, dar într-un viitor mai îndepărtat, cu siguranță. Și acum haideți să trecem la Hypercharger până vă prezint eu noul game mode, Trophy Escape, parcă se numea el, nu? Avem așa, Hypercharger-ul pe Cordelius, care acesta va încetini inamicii odată ce va da acest super pe ei. Speed-ul este de 24%, practic îi dă viteză mai mare, damage de 25% mai mult și scutul este de doar 5%. Eu zic că Cordelius-ul o să fie foarte bun în meta actuală și o să rupă topurile, mâncava și gura voastră. Deci o să fie nebunie cu acest brawler, mai ales că va avea și skin-ul ăsta foarte, foarte tare. Lângă faptul că dacă tu stai în raza inamicilor, tu poți să-ți încarci acest hypercharge mult mai rapid. Uitați-vă cel puțin cât de rapid îți poți încărca hypercharge-ul când stai în raza tuturor, frate. Adică e genial. Ia uite, i-am dat încetinire practic ca și cum ăsta ar fi un player și damage-ul este semnificativ mai mare, 1898, 1898 și acum dau la fel. Ah, bă, care-i faza? Ah, nu am dat hypercharge-ul. Sunt creier, sunt creier. Acum dăm 2372. Bă, băiatule, bă, dar ce viteză poate să aibă, doamne. Hypercharge-ul nu mi se încarcă, trebuie să mă duc iară în zona aici ca să-mi pot încărca alt hypercharge. De adevăr, se încarcă destul de greu dacă stau bine să mă gândesc. Am dat hypercharge-ul, superul, l-am încetinit și am dat damage. Bam, 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 bam. Bă, dar cât de mare îl face, bro. Cât de mare face caracterul. Și dacă oare stau în zona aceasta, cât de rapid își încarcă. Bă, nu e atât de rău hypercharge-ul. Chiar și îl încarcă decent. Eu zic că va fi bun. Avem hypercharge pe bază și eu voi considera faptul că acesta va fi cel mai bun din acest update și va merita cumpărat cu siguranță. Ei bine, avem o viteză de 25% mai mult, damage 15% și scutul 15%. Mamă, i-a dat și scut, bă, băiatule, bă. Va fi nebunie totală. Cu siguranță, bro, cu bazul în update-ul acesta. Pe lângă faptul că are abilitatea pasivă în care tu dacă stai în raza inamicilor, își va putea încărca superul, de fapt superul și hypercharge-ul, dar și-l încarcă cam greu, sincer. Am făcut cumva ca să-și încarce așa de greu, frățiorul meu, hypercharge-ul și să nu te poți folosi atât de mult de el. Ia să vedem! Îl dăm, frățiorii?
Și easy, am dat stun. Mamă, de fiecare dată când te duci și îl dai, tu poți să-l spamezi. Bă, ce? Bro, deci de fiecare dată tu poți să spamezi acest hyper charge și probabil să dai stun. Ia să vedem aici. Bam, 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 bam. Îl ții în stun în continuu. LOL! Bă, ce e asta? Bro, câte stunuri am dat acolo? Vorbesc serios? Mamă, cât de broken va fi! Ia, din nou! Bam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 9 superuri! Oh my god, bro! Și skin tare pe bază și hyper charge genial. Asta cu siguranță merită să-l cumperi. Clar, bro, bazul va fi meta, cred că în locul fengului. Hyper charge-ul ăsta pe el primul va fi așa și așa, nu prea wow. Speed-ul este de 25%, damage-ul 5% și shield-ul 25%. Deci nu i-a adăugat foarte mult damage lui el primul, dacă stau bine să mă gândesc. Dar tot ceea ce face el este un fel de gravitație, în fine. Mă înțelegeți voi pe mine. Trebuie neapărat să dai foarte multe hituri ca să-ți încarci hyper charge-ul. Cu siguranță și când încasezi damage, cred că și încarcă hyper charge-ul. Ia să vedem. Da, își încarcă, dar nu cu foarte mult, dacă stau bine să mă gândesc. Mi-am încărcat superul și hyper charge-ul nici măcar nu este la jumate. Ho, ho, ho. Ai mult, brother, mult, mult, mult de dat. Foarte multe hituri. Nu e wow deloc. Hyper charge-ul ăsta pe el primul nu e wow deloc. Am dat așa. Bam, a venit așa și n-a făcut absolut nimic. O porcărie, nu cred că va merita să joci cu Hyper Charge-ul pe el primul. La Bell, n-am înțeles eu foarte bine din brota cum funcționează el. Spune că odată ce dai superul, trage automat pe țintă. Viteza este de 26%, damage-ul de 25% și shield-ul este de 5%. Haideți să vedem dacă chiar așa este. Deci, Bell Super now homes in on enemies. Așa ne zice. Nu înțeleg ideea, probabil că superul cred că se dă cu auto-aim după ăștia cei mai apropiați. Mamă, dar ți încarci foarte greu, bă, foarte, foarte greu acest hyper charge pe Bell. Nu e ușor ca să-l poți încărca. Am dat hyper charge-ul, am pus superul și acum ce se întâmplă? N-am înțeles! Chiar n-am înțeles nimic. Oare rămâne pe el și dacă îl pun pe altul, tot dispare. Nici în momentul acesta nu pot să înțeleg ce faci. Credeți-mă pe cuvânt. Sunt confuz legat de acest hyper charge pe Bell. Mi se pare așa, cam degeaba, nu știu cum să vă zic. Ia. Păi și nu mai pot să-l mai iau eu? 1250. Dau 3510. Păi și nu e același lucru? Sunt confuz. Probabil că odată ce pui superul, se va da auto-aimul automat pe targetul pe care ai pus superul. Și nu se va duce pe cel mai apropiat. Cred eu, altfel nu știu ce ar putea să fac. Și avem Hyper Charge și pe Sprout, acesta este ultimul. De fapt, nu e ultimul, că mai avem pe Bibi. Era să uit de chestia asta. Ei bine, îi dă o viteză de 25%, damage 25%, shield 5%. Ăsta eu zic că va fi bunicel. Locul 1 Buzz, locul 2 pe Cordelius, locul 3 pe Sprout Bibi. Pe acolo, cam la egalitate putem spune. Ia să vedem cât de rapid își încarcă. Nu chiar atât de rapid. Și cu Sprout-ul să dai niște hituri să-l nimeri e destul de greu. Partea cea mai faină este că tu odată ce dai acest Hyper Charge, îți poți încărca, de fapt poți să dea damage. Dar unde este damage-ul? Bă, stai, cred că cel mai bine aici ar fi ca să iei cu ăsta de fiecare dată când ia peretele, mă. Dar unde-i damage-ul? Nu e damage-ul. N-am văzut să dea damage pe robot, cred că doar pe inamic și pe player, poate. Ia să vedem, mă, frățiorul meu, încă o dată. Dăm așa, da? Wow, uite mă că dacă stă așa aici, dacă mai pun unul, îi dă damage? În continuare, bă, va fi decent, eu așa zic. Chiar va fi decent și destul de tare. Dar încă un lucru ce l-am observat eu, e că dacă tu ai Hyper Charge și pui un super și l-ai luat, mai vine încă un super? Ia, uimește-mă. Punem unul așa și îl luăm. Bă, rămâne pe jos și mai dă damage. Wow, e un fel de rază de zonă care va da în continuare damage tu chiar dacă îl iei de pe jos. Asta va fi toxic, sincer, la acest brawler. Iar Bibi cu skinul ei, Thor Bibi, este ultimul brawler care va primi Hyper Charge. Odată ce
dăm pereți, o să fie mai multe bubble gum-uri și o să dea damage. Ei bine, va da o viteză de 24%, damage 5% și shield 25%. O să fie chiar tare hypercharge-ul ăsta pe baby, vă spun sigur. Dar chiar sunt curios din câte hituri își încarcă hypercharge-ul, pentru că e posibil ca să și încarce foarte, foarte, foarte greu. Și asta e un lucru nasol. Ia să vedem, brodere. Dăm așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hituri. Din 6, bro, ok. Hai să vedem, dăm hypercharge-ul și îl dăm aici, da? Așa. Wow, stai puțin. Nu neapărat în pereți cât în brawleri, de fapt în player sau așa mai departe, ia să vedem. Bro, sunt doar două bubble gum-uri. Unde sunt alea mai multe? Mai multe rău de tot câte trebuiau să fie. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg, bro. Și culmea este că mai este și bug. Când ai hypercharge-ul nu se vede efectul acesta. Ia să vedem. Câte bubble gum-uri sunt pe hart? De câte două ori? Nu se duce în mai multe, practic. Se duce doar în două bubble gum-uri și atât. Deci din unul se fac două. Atât. Easy. Aici zice că sunt mai multe? Ball split when hitting an enemy. Păi ok, frățiorul meu, ăștia sunt inamicii. Și dacă lovești și dau un bubblegum? Nu. Doar două sunt. Nici de cum mai multe. Acum haideți să trecem la prezentarea acestui mod de joc, Trophy Escape. Să vedem cum funcționează el și o să intru, bineînțeles, cu skin-ul pe Spike, brother, că îmi place mult rău de tot skin-ul acesta. Chiar sunt curios dacă la Gadget cum funcționează. Deci eu pierd acum minus un trofeu. Dacă... eu voi ieși din match și voi pierde un trofeu. Ia uite, avem chiar și un bot pe hartă care ne va da un trofeu, bro. 10.000 HP. Cam multicel. Ia să dau gadgetul. Deci la gadget nu sare cacao din mine, am înțeles. L-avem pe frățiorul meu aici. Vino în coamă. Bă. Ok, cât pe aici să mor. Avem încă un trofeu. Al doilea. Perfect, deci eu pot să ies pe plus din match. Nu, de fapt, nu ies pe plus. Că dacă eu mă voi duce acum, voi pierde, bro, voi pierde trofee. Mai sunt încă 7. Let's go, l-avem pe ăsta aici. Du-te, mă, de aici, bro, că am dat cu cacao. Sunt tine, ce ai? Ai nebunit? Daril? Vrei să o dăm? Eu uite-l pe ăsta aici. Cum, doamne, iartă, mă? Time to escape. Că au rămas 5 brawleri, corect, da. Du-te, mă. Lasă-mă în pace că dau acum cu cacao în tine. De nu știu unde dor la noapte. Ce brawler ăsta, mă, e Larry. Ok, am 5 trofei. Câte pot să strâng cel mai mult? Cred că a rămas în continuare, sper eu, acel win streak în acest update. Bro, ăsta vrea să iasă din match. A ieșit mâncă aia și gura lui. Păi ok, și vreau și eu să ies din match. Lasă-mă, bă! Ok. Păi și vreau să ies cu ăstea. Cu trofele astea. Nu, că voi muri! Și ce s-a întâmplat? Am luat la trofele și eu n-am luat nimic? Defeated. Ce s-a întâmplat? Bă, e friendly battle, într-adevăr, nu putem să testăm chestia asta. Dar eu n-am ieșit cu trofee. Am intrat pe cealaltă hartă și din nou se pare că avem roboți. Deci pe fiecare hartă avem roboți. Dar sunt mai multe teleporturi din astea pe hartă, se pare, pe aceasta. Mamă, 3 la număr. Wow. Deci, tu trebuie să iei aceste trofee, da. Uite, chiar și aici să furi. Perfect, du-te de aici și lasă mie trofeașul. Bun, să zicem faptul că avem un trofeu. Dar întrebarea următoare, dacă win streak-ul au rămas pe joc, dar uite, mă, am un trofeu, dar eu pierd 3 dacă mă teleportez. Deci dacă win streak-ul rămân pe mine, mă vor ajuta, frățiorul meu. Ok, voi mai lua de aici încă unul. Acum eu voi ieși din match cu unul pe minus. Aoleu, ia vezi că e time to escape. Nu, bro, cred că doar pierzi trofee când deci tu ai un anumit trofeu și acolo probabil... Îți spune că tu vei pierde 2, dar dacă tu ai cu 6, ești pe plus. Acum să înțeleg faptul că eu am ieșit cu 6, nu? Din match. Nu mi-apare că e friendly battle și game modul acesta nu este pe joc ca să poți juca pentru trofee. Dar cam așa funcționează. Și suntem și pe ultima hartă. Ceea ce o să încerc eu să vorbesc cu cei din staff este faptul că măcar să ne bage pentru trofee, să vedem cum funcționează acest game mod. Pentru că asta este cel mai important, brodere. Uite, aici văd că sunt două pe hartă. Două puse. Luăm power-up-ul, let's go. Roboții nu ne arată dacă sunt sau nu pe această hartă. Uite că este robot acolo, perfect.
Se duce Bibi, îl bate, dar uite, a furat trofeul și nu prea-mi place lucrul acesta, pentru că Bibi va veni și după noi. Ăștia se bat aici, e perfect, trofee escape. Wellow, stai așa că sunt foarte low HP. Se mișcă ciudat rău de tot și roboții aceștia. Am minus 1, da? Acum am 0. Eu dacă voi ieși din meci, voi ieși pe 0. Cu siguranță. Și nu va mai lua vreun trofeu sau orice altceva. Ia uite, vreau că să iasă și ăsta. Dă-te, mă, că tu nu ieși din meci. A, și l-am bătut și gata. Eu am rămas doar cu 4. Probabil 4 trofee de aici. Și încă 10 pentru win 14 și cu win streak-ul. Dar nu cred, mă, că ne dau atâtea trofee. Să fim serioși. No, niciun caz, bro. Ei bine, am vorbit cu stafful în timp real și pentru noi și pentru voi, cei care sunteți acum în continuare pe episod, ne-a adăugat acest mod ca să vedem cum funcționează el cu trofee, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că acolo putem să vedem cum funcționează. Partea cea mai faină este că win streak-urile rămân din nou pe joc și, într-adevăr, cred că vor fi permanente pentru totdeauna. E un lucru foarte tare adus jocului. Acum, haideți să vedem, pentru că o să ne bage cu siguranță cu boți, cum funcționează aceste trofee. Chiar sunt foarte curios, dacă eu am 3 trofee și voi ieși, ce se va întâmpla? Asta vreau să văd, mamă, sunt o grămadă de boți pe hartă pe care trebuie să-i bați, după cum puteți observa voi acolo. Ia să vedem. Mamă, dar fii atent cum se mișcă boții ăștia. Bă, băiatule, bă, dar te cam păcălesc așa puțin. Le-au dat cam o inteligență artificială crescută. Olu! Ia vezi pe ăla. Bun, am 0. 0. Probabil că acum dacă voi ieși, voi pierde trofee, broadere. Ia să vedem aici. Mergem așa frumos pe Bibi. Let's go, Bibi! Te-am omorât. Am luat 3 trofee așa. Perfect, bro. Avem aici pe un alt jucător, bineînțeles că sunt boți, nu sunt playeri adevărați. Chiar dacă li se vede numele cum ar veni, l-am omorât. Mai avem încă 6 trofee și acum hai să vedem. Dacă eu mă voi duce și voi sta pe centru. Opa, ia vezi că ăștia vor să iasă de aici. Lăsați-mă, lăsați-mă în pace. Să ne pregătim pentru Champions League, trebuie să stai aici, da? Una, două, opa, 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 trebuie să te ferești. Opa, opa. Mamă, nu te cred! M-a mișcat! Bro, m-am mișcat și efectiv am pierdut timpul. 13 avem. 13 trofee, băi, e insane. Îl avem pe ăsta aici. Stai, mă, tu acolo pe zonă, mă. Nică era să mă bat. Nu știu unde e următorul, dar eu vreau să ies din meci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secunde, bro. Gata, am ieșit din meci. Și ce se întâmplă? 16 trofee am luat. Insane, bro, și cu win streak-urile. Cât vine? 16 cu 5? 21? Bro! Uite că tu win streak-urile în continuare! Băi, dacă faci win streak-uri! Doamne, câte trofee poți să iei, voi vă dați seama? O să fie easy rank 35 din astea, dar problema următoarea. Dacă ăștia vor face win trade-uri la greu, atunci o să fie o problemă. E să se ajute 3 și să pușeze. Mamă, mamă. Dar mi se pare că trebuie cineva să iasă câștigător din meci, pentru că dacă nu... probabil tu vei ieși pierzător. Am intrat cu Leon că se pare că mă lasă. Ok. Și vreau să vedem în felul următor, brodare. Dacă eu voi ieși probabil, nu știu, cu... Acum am pe 0, da? Îl omorăm aici așa frumos. Am luat 2. Și dacă mergem cu 4, probabil că vom ieși pe minus, nu? Nu vreau să ieșim pe minus totuși. Nu vreau să se întâmple lucrul acesta. Ok, am murit. Hai să vedem totuși ce se întâmplă acum. Chiar sunt curios. Da? Am dat exit. Și-a pierdut doar 2? Bă, e bine! A, dar de fapt stai, că am pierdut 2 pentru că eu pe Leon am tier 0. Trebuie să realizăm lucrul ăsta. Acesta va fi ultimul match în care vom testa Trophy Escape, după aceea trecem la Balance Change, pentru că s-o grămadă, brother, o grămadă de lucruri pe care trebuie să le arătăm și le-am arătat și durează extraordinar de mult acest episod. Cu siguranță sper că v-a plăcut totuși, să dați acolo un mare, mare like pentru efortul pe care îl depun, cât stau să filmez, cât stau să editez. Hai de viața mea, o să fie o nebunie totală. L-am omorât și pe ăsta. Avem 3 power-up. 3 power-up, de fapt 3 trofee, nu power-up. Că power-up-ul este altceva. Uite, acum apare power-up-ul. Batem pe ăsta aici. O, vezi că dă și boturi cât de cât unde mici. Bă, dar știi ce e tare aici? Leonul, frate. Când tu stai pe ăsta aici, poți să nu te vadă jucătorii. Decât cei care se prind, practic. I-am dat asta de mege aici, perfect. Acum noi suntem cu 8. A, și dacă tu ești în ultimii 5, îți apare că poți ieși din meci, frățiorul. Gata, am înțeles, bro, am înțeles. Să las oare pe ăsta să mă bată ca să vedem cu câte trofee voi ieși dacă voi ieși din meci. Bro. Ok, haide, vino. Vino, bate-mă. Vreau să le iau și pe ăstea, bate-mă, frățiorul. Let's go. Haide, aia zic.
Hai să vedem, brodere. Ieșim din meci cu trofee? Nu! Avem defeated. Deci asta e un lucru foarte nasol. Deci am înțeles cum să treaba. Tu trebuie neapărat să te duci pe portalul ăla dacă vrei să ieși din meci sau să câștigi meciul. Pentru că dacă tu vei muri, ai pierdut trofee. Deci nu trebuie să mori absolut deloc pentru că pierzi trofee. Dar trebuie să te duci pe portal cu trofeele pe care le ai, lumea să te lase cumva. Dar tu vei ieși tot timpul cu trofee pe plus doar când vor fi ultimii 5. Pentru că dacă nu ești clasat în ultimii 5, tu vei pierde trofee. E destul de tare game modul. Dar nu știu cum va funcționa cu WinTraderii. Adică WinTrader, pentru cei care nu știți, sunt aia care fac teaming, se cunosc între ei și vor face teaming ca să se poată ajuta și probabil o să bată pe alții ca să rămână ei ultimele 5 locuri și să poată ieși fiecare din meci cu trofee pe plus. Dar rămâne de văzut, acum hai să trecem rapid la Balance Change-ul. Doug, ci că ar primi un buff, dar nu l-am înțeles foarte bine. Spune remove damage and healing fall off depending on proximity. Acum nu înțeleg, eu dau un 480 heal, aici dau tot 480, deci că e distanță, că e apropiere, eu dau cam același HP și damage, dacă stau bine să mă gândesc. Sau, probabil se referă la lucrul acesta, dau 2400 și când mă apropii dau 2400. Ah, ok, am înțeles, bro, gata. Deci nu e la heal, e la damage, mă. Vai, nu-mi vine să cred așa ceva. Deci, este la fel. Chit că dai de la distanța aceasta, chit că dai de la apropiere, a rămas la fel. S-ar putea dăugul să fie bun în update-ul acesta. S-ar putea. E bine lucrul acesta. Bun, e perfect, bro. Cred că probabil va reveni din nou dăugul în meta. Unul dintre brawlerii care a primit buff este și Griff, unde atacul lui a crescut, după cum observați, de 9 ori 560. Gadgetul, partea cea mai tare este că Piggy Bank-ul va da din 1300 în 1400 damage și o să fie superul puțin mai ușor de încărcat decât înainte. La Nita, ursul ei a crescut în HP și în momentul de față are 8600 viață în total. Otisul, v-am zis că este un brawler slab și într-adevăr trebuia ca să primească buff, dar în momentul de față main atacul va da un damage extra de mes, să zicem așa, nu foarte mult, 3 ori 920, și din ce observ eu, gadgetul care mai exact, foat acesta, wow, va da un damage în plus de doar 50 damage, din ce observ eu, 1150 de la 1100. Cât despre Ashe, în momentul de față se pare că poate să fie în rage mai rapid odată ce dă hiturile, din 130 în 150. Deci cu cât dai tu hitul, cu atât rage-ul va fi mai mare, după cum puteți observa. Posibil să îl aducă mai mult în joc ca să fie jucat. Colonelul Ruffs primește și el un damage în plus de la 560 la 600, deci va da 2 ori 1200 în momentul de față. Și partea cea mai faină este că gadgetul Air Support va da un damage de 1200 din 1120 cât dădea înainte. Voi vă dați seama că toți brawlerii ăștia pe care vi-i arăt eu i-am pușat aproape pe toți și m-am chinuit cu ei și acum au primit buff? Până la urmă am avut dreptate, erau destul de slabi. El Primo primește acum un buff de damage, 4 ori 760. Gadgetul Asteroid va da damage, dar e cam greu, sincer, să-l poți nimeri un jucător. Va da 3040 în loc de 2880 cât avea înainte. Iar Star Power-ul El Fuego va da un foc mai mult decât era înainte, din 1692 în 1786 damage per second. Gale a primit și el buff doar pe damage, în momentul de față dă 6 ori 560 damage, după cum puteți observa pe atacul lui normal, și la super și îl încarcă puțin mai rapid decât înainte. La Burley se întâmplă același lucru, damage-ul a crescut puțin de tot, cât să fie acolo semnificativ la 1520 pe sticluță, iar superul la fel și îl va încărca puțin mai rapid. Dacă stau bine să mă gândesc, nu știu, balance change-urile astea sunt puțin cam nesemnificative, că uite și Jin a primit un damage în plus, de 2000 pe fiecare hit, iar la gadget, mai exact acesta va da un damage de 1600 din 1536 cât de înainte. Iar Penny este la fel, cu damage în plus, 1960 per damage. Iar Star Power-ul Master opa, ia vezi, ia vezi că avem Star Power-ul acesta, va da un damage din 1316 în 1372. Tot puțin de tot, nu diferență mare. În momentul de față, exact cum am spus mai devreme, hypercharge-urile nu mai poate să se mai încarce din superuri, cum a fost la Edgar, să dai hypercharge-ul, gen gadget-ul și să se încarce hypercharge-ul, sau uite, nu o să mai poți face chestia asta la Fang, când ai acel popcorn ca să-ți mai poți încărca hypercharge-ul. Dar partea nasoală este că Fang a primit nerf. În momentul de față, Fresh Kick, Star Power, no longer charge, hyper on kills, deci ăsta, nu o să mai ai super încărcat odată ce omori un om, din ce spune, deci Fresh Kicks. Dar descrierea lui este la fel. Deci charge hyper on kills.
A, probabil că ți încărcai Hypercharge-ul cu ăsta. Nu știu sigur despre ce este vorba. În fine, Hypercharge Popcorn no longer give supercharge. Deci nu o să-ți mai încarci supercharge-ul cu popcornul acela de la Gadget pe care să-l dai aici. Hypercharge Popcorn, mamă, de la 100% la 50% a fost scăzut ca damage popcornul pe care lasă acest Hypercharge și momentul de față și-l încarcă mai greu din 20% în 15%. Același lucru se întâmplă și la acest Pearl, i-a fost scăzut HP-ul, se pare că era destul de bun. Hypercharge-ul damage a fost scăzut, după cum puteți observa, în 20%, 26% viteză, 25% damage și 5% scut și atât. Larian Lowry a primit și el nerf, dar pe main attack. În momentul de față dă un damage mai micuț decât înainte, 1400 damage pe fiecare hit. Iar decrease throwing range, i-a scăzut range-ul, bro, nu mai dă de la atât de multă distanță, pentru că v-am zis, era foarte incorrect, frate, să dea de la distanță imensă. Ia să-l vedem noi. Da, dar nu extraordinar de mult. Se vede, se cunoaște cât de cât distanța, dar eu zic că tot va rămâne destul de bun din punct de vedere al throwerilor. Bro, nerf primește chiar și Amber și aici se referă la damage. Va da 4200 damage per second, nu înțeleg, Amber nu mi se pare așa wow. Iar Dancing Flame va primi nerf acesta și se pare că din 2200 damage în 2100, deci doar 100 i-a scăzut. Buster a primit și el nerf, dar aici doar la damage și va da 2700 damage per second, de fapt pe un singur hit. Partea cea mai interesantă este că la acest Cordelius, dacă tu vei da superul și vei lua pe cineva în superul tău, nu vei mai putea da gadgetul decât înainte. În timpul în care tu ești în super, tu nu mai poți să-l mai dai, bro. Vedeți? Nu mai poți să-l mai folosești absolut deloc. Înainte puteai să-l folosești. Colette primește și ea pe Hypercharge o mică remodelare. În momentul de față Hypercharge-ul, viteza o să fie din 30 în 26%, iar Hypercharge Shield-ul din 15% în doar 5%. La Maisie la fel se întâmplă, speed-ul va fi din 30 în 26%, iar scutul din 15 în 5%. La Lu se întâmplă la fel, viteza de la 30 la 26% și scutul de la 15 la 5%. Nu-mi vine să cred faptul că Colt la fel va primi nerf, redus Hypercharge Multiplayer din 40 în 35%, iar după aia Hypercharge Damage din 30 în 25%, viteza din 30 în 26%, iar scutul din 10 în 5%. La Bull la fel, primește din 40 în 35%, aici mă refer la Hypercharge Multiplayer, după aia la decrease Hypercharge Damage din 10 în 5% și scutul din 30 în 25%. Și da, numai că este ultimul care primește nerf, pentru că, da, am zis că este foarte bun acest Hypercharge, la fel, din 40 în 30% în Hypercharge. Probabil multiplayerul ăsta, multiplayerul, se referă la cât de rapid își încarcă el Hypercharge-ul. Hypercharge decrease damage din 30 în 25% și scutul din 15 în 5%. Și wow, chiar nu ne oprim aici, pentru că mai sunt foarte multe alte schimbări, cum ar fi și pe Charlie. Wow, în momentul de față, super proiectil speed din 4200 în 3300, deci o să fie puțin mai lent superul când îl dai. Increase Hypercharge Rate din 40 în 60% ca să-și încarce Hypercharge-ul mai rapid. Decrease Hypercharge Damage din 30 în 25%, Hypercharge Speed din 30 în 26%, iar Shield-ul din 10 în 5%. Edgar-ul primește și el nerf și acum Fly Gadget no longer charge Hyper, exact cum vă spuneam, nu-și va mai încărca Hypercharge-ul cu acest gadget. După aceea avem Revert Hypercharge nerf din 25 în 40%, nu știu mai exact la ce se referă asta, Revert Hypercharge nerf, și după aia restul aici, speed-ul 24%, rămâne, văd de aici din... Bă, stai așa, speed-ul e din 20 în 24, vezi că e bine. La Hypercharge damage din 25 în 15%, iar scutul este din 25 în 15%. La fel se întâmplă și pe această Shelly, în momentul de față și încarcă mai greu Hypercharge-ul, dar damage-ul a scăzut, de fapt nu chiar, damage-ul 25 în 5% zice aici, ba da, a scăzut. Și increase shield din 15 în 25%. Și Spike-ul la fel, își încarcă mai greu puțin Hypercharge-ul, dar damage-ul a crescut pe el din 20 în 25%, speed-ul este din 30 în 26%, iar scutul este din 20 în 5%. Și ca să nu mai prelungesc, la fel se întâmplă și cu Jesse, Miko, Crow, Jackie și Rosa. Totul ce se întâmplă este la Hypercharge-uri și nimic altceva. A fost scăzut din damage, din scut, dar probabil nu vă interesează foarte mult și probabil v-am plictisit cu chestia aceasta. Cam asta a fost update-ul, rămâne ca să vină următoarele zile în care să vă prezint brawlerii ceilalți
cât despre Trophy Escape, vi l-am prezentat, dar dacă vreți ca să vă prezint mai bine acest Trophy Escape și o să mă mai joc la el, lăsați acolo în secțiunea de comentarii și chiar acum pentru cei care a stat pe premieră și dați și voi acolo, vă rog din suflet, un like, ieșiți de pe full screen în momentul acesta și apăsați butonul de like, nu uitați să aveți codul Mădăin pe shop dacă vreți să câștigați skin-ul gratis pe Edgar, pe care îl avem chiar acum pe fundal pentru că este destul de tare și va costa 199 de gemuri, deci voi veți face cu 199 de gemuri și bineînțeles multe alte Brawl Pass-uri plus pe care o să le dăm în noul sezon. Sper că v-a plăcut! Ne vedem mâine la un nou episod, tot la aceeași oră, ora 18, puneți-vă ceasul să sune și ne vedem mâine tot la fel pe o nouă premieră. Toate cele bune, zi faină sau seară faină să aveți. Pa, pa! Subscribe.